Luna septembrie, ziua a 19-a. Sfinții mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Când rău credinciosul Probus avea sceptrul împărăției Romei, iar în Antiohia stăpânea Atic, care se numea și Eliodor, atunci se săvârșea praznicul pierzător de suflet al lui Apollo și locuitorii cetății, precum le era obiceiul, toată ziua aceea se îndeletniceau cu aduceri de jertfe, beții, dănțuiri și toate lucrurile cele de dezmierdare. Atunci au venit acolo din părțile din afară doi necunoscuți, Trofim și Savatie, bărbați drept credincioși și închinători ai adevăratului Dumnezeu. Aceștia, văzând orbirea și pierderea marii mulțimi de suflete, au suspinat cu greu și, amestecându-și cuvintele cu lacrimi, au zis către Dumnezeu: Dumnezeule, Cel ce cu cuvântul din neființă toate le-ai alcătuit și pe om după chipul Tău l-ai zidit, Tu caută din cer și scoate pe acești oameni din mâinile vrăjmașului. Grăind ei acestea, închinătorii la idoli, cei ce i-au văzut pe dânsii, au cunoscut că nu fac parte din păgânătatea idolească și, prinzându-i, i-au dus la stăpânitorul și judecătorul lor cel mai dinainte pomenit, Atic Eliodor, care, văzându-i, îndată a poruncit să-i despartă pe unul de altul. Aducând de față întâi pe Sfântul Trofim, îl întrebă de nume, de viață și de credință. Iar el a răspuns: Numele meu este Trofim și m-am născut din părinți slobozi și de neam bun, însă am fost robit păcatului până ce prin botezul lui Hristos am luat cea mai bună libertate și neamul cel mai bun. Iar judecătorul a zis: De ce credință ești? Răspuns a Trofim: Iată, ți-am spus, dar ascultă mai lămurit, sunt creștin, rob al lui Hristos și lui vreau să fiu jertfă. Judecătorul a zis: Dar ești străin sau cetățean? Iar Sfântul, cel ce cu adevărat era străin de lume, a zis că este străin, iar judecătorul l-a întrebat: Oare ai citit poruncile împărătești? Răspuns a Sfântul: Le-am citit. Însă ce este nouă că între dreapta credință și înșelăciunea diavolească este atâta deosebire cât între zi și noapte? După aceste cuvinte, mânindu-se, prigonitorul a poruncit ca pe Sfântul Trofim, dezbrăcându-l, să-l întindă în patru părți și să-l bată fără milă. Și l-au bătut mult pe mucenic până s-a roșit pământul de sângele lui. Apoi judecătorul a poruncit ca să înceteze a-l bate și a zis: Jertfește zeilor, Trofime, că de nu vei jertfi, te voi trimite în Frigia la Dionisie prigonitorul. Acel Dionisie era foarte cumplit. Prin tirania sa, cea fără de omenie, era vestit în toată lumea. Răspuns a Sfântul Trofim: Nu mi se cade mie nici a mă gândi la aceasta, chiar dacă voi fi ucis de tine ori de altul, că de voi fi chinuit ori de Eliodor, ori de voi fi chinuit de Dionisie, tot o moarte îmi este înainte, pentru că amândoi au același gând, să ucidă pe cei care au hotărât să slujească cu dreaptă credință lui Dumnezeu. La aceste cuvinte, judecătorul mai tare s-a mâniat și a poruncit să-l spânzure pe lemn pe sfânt și să-i rupă trupul. Și îndată veniră de față cei care taie capetele cu unelte ascuțite, cu care, tăind trupul mucenicului și strujindu-l până la oase, ajunseră la cele din lăuntru ale lui. Iar el, răbdând, grăia încet și lin: Doamne, ajută robului Tău! Iar judecătorul a zis către dânsul: Unde este Hristos al Tău, Trofime? Iar el a răspuns: Hristos al meu este cu toți cei ce-L cheamă pe El în adevăr și de mine nu se desparte. Semnul adevărat al venirii lui Hristos la mine este acesta, că rapt cu înleznire chinurile pe care nu le poate răbda firea omenească, de nu ar fi lângă dânsa ajutorul lui Dumnezeu. După aceste chinuri, îl aruncară pe Sfântul Trofim în temniță, apoi aduseră la judecată pe fericitul Savatie. Și îndată a zis către dânsul judecătorul: Nu te întreb pe tine de ești creștin, ci spune mai întâi de ce rânduială ești. Pentru că singur cuvântul creștin era așa de urât acelui necurat, încât nici nu voia să-l audă,
precum cel bolnav de ochi, nu suferă să vadă lumina cea bine primită la toți. La fel și prigonitorul, fiindu-i ochii sufletești așa de întunecați, nu suferea să caute cu dânsii la lumina numelui lui Hristos. Pentru aceea i-a zis, nu te întrebă pe tine de ești creștin. Iar Sfântul Savatie a răspuns, mie, o judecătorule, dregătoria, vrednicia, moștenirea, mărirea și bogăția îmi este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel pururea viu, cu a cărui purtare de grijă toată lumea durează și se cârmuiește. Judecătorul, socotind răspunsul cel îndrăzneț al mucenicului ca o jignire, s-a mâniat și l-a lovit peste obraz zicându-i, na, să răspunzi precum te întreb eu, și mai înainte, până nu te voi pierde pe tine cu chinurile, apropie-te de zei și le jertfește lor. Sfântul a ocărât pe zei lor și a râs de nebunia lor și a dat pe față păgânătatea lor. Atunci, după porunca prigonitorului, l-au spânzurat și cu unghii de fier l-au strujit atât de mult până ce au rămas oasele goale. Căzând carnea și cele din lăuntrul lui se vedeau rupte, încât chinuitorii nu aveau ce să mai rupă de pe dânsul că toată carnea căzuse. Rămânând numai oasele spânzurate, îl dezlegară de pe lemn și îndată Sfântul Savatie în acele chinuri și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Mutându-se Sfântul Savatie către Domnul, a rămas singur în chin fericitul Trofim. Judecătorul, pierzând speranța că îl va întoarce spre păgânătate, a gândit să-l trimită în Frigia la prigonitorul Dionisie, de care am pomenit mai înainte. Drept aceea, a scris către dânsul o scrisoare, înștiințându-l despre Trofim, despre câte chinuri a răbdat și că s-a arătat mai tare decât cei care l-au chinuit și că pe Hristos unul îl cinstește și pe ei ca pe nimic îi socotește. Trimișii, luând scrisoarea, au scos pe sfânt din temniță și după porunca prigonitorului, l-au încălțat cu încălțăminte de fier care avea în ea mulțime de piroane ascuțite, cu care să-l ducă încălțat pe cale. Și luând ostașii pe sfânt, îl duceau și îl sileau să meargă deopotrivă cu dânsii, ei pe cai, iar sfântul pe jos, în încălțămintea cea de fier, înțepându-i se picioarele de piroane, mergea întrecând pe cei pedeștri și călări și se uda calea cu sfântul lui sânge. Acolo cu adevărat chinuitoare a fost calea ce a dus la viața veșnică, unde câți pași a făcut, atâtea răni noi a luat în picioare și câte răni noi a avut, atâtea dureri și necazuri a răbdat. Însă Domnul, fiind calea, îl întărea pe robul său pe cale și pentru fiecare pas îi gătea lui răsplătire. Mergând 3 zile, a ajuns la cetatea Frigiei care se numea Sinad. Și acolo ostașii au dat lui Dionisie scrisoarea de la Iliodor. Acesta, citind-o, a poruncit să-l aducă înaintea sa pe Sfântul Trofim și văzându-l a întrebat, oare tu ești Trofim? Iar mucenicul a răspuns, Trofim mă numesc și sunt rob al lui Hristos, adevăratul Dumnezeu, în care cei ce cred nu se rușinează niciodată. Iar Dionisie a zis, încă te afli tot în nesupunere și pe acel Hristos zadarnic și în deșert îl mai chemi? El la mulți a fost pricinitor al morții. Dacă n-ai vrut mai întâi să te lepezi de el, apoi acum lasă nădejdea pe care ai avut-o spre dânsul și jertfește idolilor ca scăpând de muncile cele cumplite și de moarte să-ți petreci zilele tale în pace. Viteazul Trofim a răspuns, de moarte și dacă aș vrea să scap nu este cu putință, că de nu mă vei ucide tu, apoi însăși firea cu adevărat este datoare să moară. Iar prin moarte se cade dobândi viața aceea care fără de măsură este mai bună și mai mare decât aceasta, care este plină de răutăți și scurtă. Bunătățile vieții ce va să fie, ochiul cel de tine nu poate să le vadă și urechea să le audă. Nici nu se suie la inima omului. Deci cu mare dorință sunt robit de viața aceea și mă bucur auzind de la tine de moartea cu care mă îngrozești. Atunci Dionisie, oftând de mânie, a poruncit ca să-l bată pe Sfântul Trofim cu vine crude. Iar când îl bătea, îi zicea prigonitorul, să zici numai cu buzele, Trofime, voi jertfi zeilor și îndată te vei izbăvi din chinuri. Iar el, nesocotind bătăile și cuvintele prigonitorului, tăcea. Apoi, slujitorii au turnat oțet cu muștar amestecat în nările lui, după porunca prigonitorului. După aceasta, spânzurându-l pe un lemn, îi spintecau coastele, făcându-i reni lungi și adânci, încât ieșeau râuri de sânge din ele. Iar el, răbdând, zicea în sine, multe sunt necazurile dreptilor și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Aceasta auzind-o, Dionisie i-a zis,
Deșartă este nădejdea ta, Trofime, și zadarnice gândurile tale, pentru că cine va veni la tine din cer ca să te izbăvească de răutățile cele de aici? Deci te sfătuiesc, jertfește zeilor și îți vei ajuta ție. Iar Sfântul, râzând de nebunia prigonitorului, a zis: De Dumnezeul meu cel adevărat și viu, nu mă voi lepăda niciodată. Dionisie a zis cu mânie către slujitori: Mai groaznic să-l chinuiți pe el. Și se sileau chinuindu-l foarte cumplit, iar Sfântul se ruga: Caută din cer, Dumnezeul meu, și mă izbăvește de cursa vânătorilor, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Prigonitorul a poruncit ca să toarne pe rănile lui oțet cu sare, adăugându-i mai multă durere. Iar fericitul a zis către judecător: Mai tare acum ai făcut trupul meu, ca să nu se strice de bătăile ce mi-ai dat Tu. Apoi, cu lumânări aprinse, îi arseră coastele, dar nici așa nu a slăbit ostașul lui Hristos cel nebiruit. După aceasta, îl aruncară în temniță. Era acolo un bărbat, anume Dorimedont, sincritic, întâi către sfetnici, creștin binecredincios, dar tăinuit de frica muncitorului. Acela, mergând adeseori în temniță, în taină, la sfântul mucenic Trofim, îi spăla sângele, își ștergea rănile cu pânze curate și îi lega umflăturile, având în toate grijă de dânsul. Dar nu s-a tăinuit multă vreme această faptă bună a lui înaintea muncitorului, pentru că îndată a sosit praznicul cel urât de Dumnezeu, care se numea Dioscoria, adică ziua lui Castor și a lui Pollux. Și se sărbătorea de către întregul popor acel praznic păgânesc în cetatea Sinad. Dionisie cu toți mai mari și sfernicii săi se închinau idolilor în acea vreme. Dar văzând că nu este cu dânsii și Dorimedont, au trimis după dânsul ca să se veselească cu dânsii. Iar fericitul Dorimedont a răspuns celor ce veniseră la dânsul: Sunt creștin și nu mi se cade a veni la ospețe păgânești. Auzind aceasta, Dionisie a poruncit ca să-l aducă cu sila pe acela la sine. Întrebându-l pentru ce n-a venit cu dânsii la ospăți, s-a înștiințat că într-adevăr este creștin. Însă, nevrând în acea zi să-l judece pe el, a poruncit să-l ia sub pază. Deci trimitea la dânsul pe oarecare din prietenii săi, îndemnându-l să se pocăiască și să se întoarcă la zeii lor. Iar el, privind cu iuțime la dânsii, le-a zis: Depărtați-vă de la mine, toți lucrătorii fără de legii. Apoi, iar tăcea și s-a făcut, precum zice psalmistul, ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Iar a doua zi, așezut prigonitorul la judecată și aducând de față pe Dorimedont, a zis către dânsul: Omule înșelat, ce ți-a fost ție ieri că te-ai depărtat de zei și n-ai împlinit poruncile împărătești? Oare nu erai tu îndestulat ca să fii cinstit de toți și să ai între noi locul cel mai dintâi? Răspuns a Sfântul: Cel ce iubește pe adevăratul Dumnezeu, într-un nimic socotește toată cinsta și slava. Pentru că ce folos este mai mult decât alții a se mândri, în haine de mult preț a se îmbrăca, și celor fără de suflet idoli a se închina? Toate acestea sunt vremelnice și deșarte, despart pe om de Dumnezeu și mijlocesc ghiena focului. Chinuitorul se sârguia mult, cu îmbunări și cu îngroziri, ca pe Sfântul Dorimedont să-l despartă de Hristos. Dar după ce n-a sporit nimic, a poruncit să-l dezbrace și să-l spânzure și cu țep de fier înfocate să-i ardă coastele lui. Și zicea nelegiuitul: Voi vedea de va veni Hristos ca să-i ajute lui. Iar Sfântul, fiind chinuit, chema numele Domnului Dumnezeului său și batjocora pe spurcații idolii și cu cuvintele sale rănea inima prigonitorului, mai mult decât acela cu țepile care rănea trupul lui. Iar Dionisie se repezea la slujitorii cei ce munceau pe Sfântul și mustra pe ei că nu pot să biruiască limba unuia ce hulește pe zeii lor ca să tacă. Iar ei, umplându-se de mânie, cu unghii de fier au rupt fața Sfântului și au dezrădăcinat dinții lui. Însă nici așa n-au putut să încuie cu tăcerea gura cea grăitoare de Dumnezeu, care mărturisea pe Hristos și ocăra pe idolii cei fără de suflet. Apoi au aprins foc sub dânsul și l-au pus pe cărbune aprinși, iar el, ca pe niște flori roșii umblând, se bucura în pătimirile sale, arătându-se gata să rabde mai multe și mai cumplite munci pentru Hristos. După aceasta, prigonitorul a poruncit să-l aducă pe el în temniță, iar pe Sfântul Trofim să-l scoată din nou la chinuri. Și spânzurându-l, cu unghii de fier îi rupea carnea de pe trup, îndoind rănile cele dintâi. După aceasta, cu țepușe înfocate i-au scos ochii, iar Sfântul pătimind, mulțumea lui Hristos, apoi îl aruncară iar în temniță. Deci se sfătui Dionisie cu sfetnicii săi cum să piardă pe Trofim și pe Dorimedont.
că de toate muncile nu băgau seamă. Astfel se hotărâ să-i dea pe ei la mâncarea fiarelor. Apoi a poruncit chinuitorul ca să pregătească niște fiare flămânde și să hotărască ziua priveliștii. Sosind ziua aceea în care sfinții erau să fie mâncați de fiare, a ieșit Dionisie cu toți sfetnicii și cu slugile sale la priveliște și s-a adunat popor mult. Apoi scoaseră pe sfinții mucenici Trofim și Dorimedont, goi și răniți, fiindu-le tot trupul ca o rană. Punându-i pe ei în priveliște, au dat drumul din cușcă la o ursoaică, iar ea, cu mânie repezindu-se, alerga spre dânsii. Când s-a apropiat de ei, îndată mânia fiarei s-a schimbat în blândețe. Iar sfântul Dorimedont, dorind ca mai degrabă să se dezlege din trup și cu Hristos să viețuiască, a luat pe ursoaică de ureche și o întărâta pe ea, ca doar mai degrabă ar fi sfâșiat de dânsa. Iar ea, ca și cum se rușina de el, își pleca și își întorcea capul ei. Iar muncitorul se mânia mai mult decât fiara și singur într-o sine se chinuia, văzând pe sfinți nevătămați de acea ursoaică. Apoi a dat drumul din cușcă asupra lor unui pardos. Dar și acela, ca un câine bucurându-se, lingea picioarele lor. După aceea a dat drumul unui leu, însă și acela a făcut tot ca și cei din tâi, arătându-se ca un mielușel blând. Apoi s-a mâniat chinuitorul asupra celui ce avea grijă de fiare și îl îngrozea pe el cu moarte de nu va întărâta pe fiare, ca pe cei doi creștini să-i mănânce. Și când acela voia să întărâte leul, îndată s-a repezit leul la dânsul și a rupt pe stăpânul său. Deci tot poporul, văzând o minune ca aceea, se mira și cunoștea puterea Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru. Numai singur muncitorul cel fără de lege nu voia să cunoască și cu mai mult întuneric de nebunie se acoperea, hulind pe Hristos și pe robii lui numindu-i fermecători. Apoi a poruncit să le taie lor capetele cu sabia și așa sfinții mucenici Trofim și Dorimedont, după multe și amare munci, au murit cu ucidere de sabie, iar acum, în viața cea fără de moarte, adăugându-se Sfântului Savatie, dănțuiesc cu îngerii, slăvind pe Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe unul Dumnezeu, cel de tot slăvit în veci. Amin. Tot într-o această zi, Sfântul Zosima Pusnicul. Notă: cuviosul Zosima se prăznuiește împreună cu Atanasie Scribul pe 4 ianuarie. Sfârșitul notei. Sfântul Zosima a fost pusnic în părțile Ciliciei. Odată, când înrăutățitul cârmuitor Domitian a mers la vânat cu slujitorii săi, după ce a trecut prin multă pustie și peste dealuri, conind și vânând fiare, au văzut într-un loc departe o mulțime de animale. Iar în mijlocul lor era un om bătrân, umblând și vorbind cu ele ca și cu oamenii. Spre acestea s-au repezit vânătorii și au fugit fiarele, iar pe omul acela prinzându-l l-au dus la boier. Părându-li-se că este vânător și că face farmece în pustie, a fost întrebat cine este și cum îi este numele. Iar el a zis: sunt creștin și mi este numele Zosima. Deci legându-l pe el, îl duseră în cetate, unde șezând boierul la judecată, îl întreba pe el de vrăji și de farmece și în ce chip a fermecat fiarele de 3 ani în mijlocul lor nevătămat și vorbea cu dânsele precum cu oamenii. Iar Zosima a răspuns: nu pentru farmece mi-am petrecut viața mea în pustie, ci pentru că fiind creștin nu puteam să petrec cu necredincioși în cetate. De aceea m-am dus în pustie, vrând ca mai bine să fiu cu fiarele decât cu oamenii cei răi și vrăjmași ai Domnului meu Iisus Hristos. Pentru că m-am sârguit să duc o viață ca mulți sfinți părinți ai noștri, care înstrăinându-se de lume, au viețuit în pustie. Iar Dumnezeu, cel ce știe pe cei care slujesc lui, se îngrijește de dânsii. Acela, rânduind și pentru mine după bunătatea sa, mi-a supus fiarele cel sălbatice spre mângâierea mea. Și am viețuit cu dânsele, mângâindu-mă spre dânsul, punându-mi în el toată nădejdea mea. Atunci boierul a zis: dar pe nazarineanul îl cinstești, răule bătrân. Bine, am să merg la Nazaret și acolo tare te voi munci pe tine, ca ori de nazarineanul să te lepezi, ori rău să te lipsești de viața aceasta. Ba chiar și cei ce sunt nazarineni, văzând muncile tale, o să se înfricoșeze. Deci l-a trimis pe Zosima ferecat la Nazaret înaintea sa. După o vreme și el a sosit la Nazaret și alegând vreme de judecată, a adus de față pe Zosima și i-a zis: spune-ți vrăjile tale, cum ai fermecat fiarele? Iar el s-a mărturisit pe sine că este creștin și a poruncit în răutățitul să-l spânzure pe el cu capul în jos, să-i lege o piatră mare de grumaj și cu unghii de fier să-l strujească. După aceasta, iar l-a întrebat pe el să-și spună farmecele.
Iar Zosima a zis: Hristos, Dumnezeul meu, acela a trimis fiarele spre mângâierea mea în pustie. Apoi i-a zis judecătorul: Dacă fiarele ascultă pe Dumnezeul tău, poruncește să vină aici, o fiară, și toți împreună cu tine vom crede. Iar Zosima, întinzându-și cinstitele sale mâini în sus și rugându-se, a zis: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ascultă-mă pe mine, robul tău, și fă să vină aici un leu înfricoșat ca să-mi slujească mie. Deodată, un leu înfricoșat a alergat în cetate la acea priveliște și cu glas omenesc a grăit, înfricoșând pe toți. Toți văzându-l, au fugit, iar leul venind sprijinea pe dedesubt piatra care era legată de grumajul lui Zosima. Văzând aceasta, un orecare Atanasie Comentarisie, adică scribul, a cunoscut puterea lui Hristos și a crezut în el. Tiranul Domitian, strigând din cetate, a zis: Zosima, îmblânzește fiara ca să te dezlegăm. Iar Zosima a binecuvântat ca fiara să se îmblânzească. Deci boierul a poruncit să dezlege pe sfântul din legături, voind să-l trimită pe el la împărat. Zosima însă, rugându-se lui Dumnezeu, și-a dat duhul, iar leul s-a dus în pustie. Apoi creștinii au îngrijit trupul sfântului și l-au îngropat pe el cu cinste, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, cel slăvit în veci. Amin. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.